Elevii liceului Petru Rareș din Soroca au avut astăzi o lecție mai deosebită. Aceștia i-au avut în vizită pe polițiști și pompieri. Copiii au aflat cum corect să traverseze strada, cum se pot deplasa regulamentar cu bicicleta, trotineta, dar și ce trebuie să facă în caz de incendii și traume. Se pot înregistra diferite traumatisme, da? Se poate înregistra o fractură a unui membru, din superior, din interior. În astfel de cazuri, trebuie să știm că să apelăm servicii de urgență la numărul telefon care, cum da. Deci este un număr telefon, un număr unic, formare pe cifre, un număr doar, atalăm serviciul medical. O simplă rigă, nu e nimic așa din comun, mă schimbă. Că nu pune pe mână, ea se închide și de acum se luminează. Are o iluminare foarte mare, vă observă deodată, conducătorul auto, că este cineva în traseu și merge pe marginea cărătoare. Ne deplasăm în instituțiile școlare, ca să preîntâmpinăm cazurile de accidentare a copiilor, totodată luând în considerare faptul că pe data de 31 de acum se finisează și anul școlar, se începe sezonul estival, am hotărât ca să reamintim copiilor regulamentul circulației rutiere, regulile de traversare a părții carosabile, regulile de deplasare cu bicicletele, cu trotinetele, totodată reamintirea și părinților care sunt ca conducători auto. Sperăm să avem un sezon estival și o vacanță, copiii să aibă destul de bună. Curioși, elevii au ascultat cu atenție și au pus întrebări. Polițiștii au pus accent pe problema vitezei excesive, care este principalul factor de risc și prima cauza deceselor și traumatismelor rezultate în urma accidentelor rutiere. Această lecție a fost chiar una foarte, foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte mult. Ne-au învățat cum ar fi, ce limită ar trebui de viteză să aibă șoferii când copiii trebuie să treacă strada. Ne-au zis despre polițiști multe chestii și ne-au dat chiar și brățări și ne-au zis ce trebuie să purtăm când mergem pe bicicletă. Am învățat să merg mai corect cu bicicleta și am învățat să iau grijă de frățiorul sau de sorioara mea mică. Cred că lecția de astăzi a fost una foarte interesantă și folositoare pentru tot viitorul nostru. Interesați, elevii s-au arătat afișii despre cum pot folosi un stingător. La această lecție informativă, pompierii ne-au transmis niște lecții de siguranță în cazurile de urgență. În caz de urgență de foc, incendiu sau alte urgențe, sună la 112. Pompierii ne-au învățat cum să folosim stingătorul de foc. Pompierii astăzi ne-au dat mai multe exemple de incendii, ce se pot întâmpla și mai multe exemple cum putem să evităm sau dacă se întâmplă, cum putem să ne apărăm. Ne-au învățat cum să ținem stingătorul de foc, cum să-l folosim. Conducerea liceului susține că astfel de ore sunt importante pentru siguranța elevilor. Este foarte important pentru că se apropie vacanța mare, vacanța de vară, unii copii rămân fără supraveghere și trebuie să știe toate acestea, să fie foarte instruiți. E foarte bine este că sunt și în caz de accident, ce prima reacție, ce trebuie să facă, unii trebuie să adreseze, cum trebuie să spună. Au primit și unele materiale informaționale. Stimați părinți, eu cred că principalul în viața fiecăruia este sănătatea. Deci noi instruim la școală, dumneavoastră instruiți copiii și acasă. Lecția a avut loc în cadrul săptămânii siguranței circulației rutiere desfășurată de polițiști. După lecția însușită, elevii au avut un mesaj pentru șoferi.